reprezintă onorul comandantului garnizoanei române și oficialităților locale. Întregirea neamului și slava Sfintei noastre biserici, să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește!
Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor care cu brațul Tău zdrobești războaiele, ridicând prin nespusa Ta întrupare și prin patima cea de bunăvoie a unui născut Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea. Ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, acordând ceea ce noi cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni. De la puterea Ta, noi, smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul nostru, să-l conduci din victorii în victorii, ridicând din slavă în slavă de la iubirea Ta de oameni. Celor ce au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, așează-i, Doamne, în corturile aleșilor Tăi, căci sufletele lor ne înconjoară acum pe noi ca un nor. Relicvele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor udă arborele libertății noastre. Precum pe pământ au format elita oștirii, așa și în cer să constituie de asemenea o ceată de drepți, sfinți, martiri, și cum ei au meritat să fie cinstiți de către noi oameni, tot așa și în cer să fie cinstiți ca sfinții Tăi. De vreme ce acești cinstiți eroi luptă și lupta cea bună au luptat căzând la datorie, Tu, dreptule judecător, rânduiește-le lor cu una dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim liberi, dă-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfelnicia lor, precum și curajul de a imita. Din înălțimea locașului Tău trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc. Păzește armata țării noastre, Doamne, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile prea cinstite, născătoare de Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne pe noi către mântuire. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor ce se mântuiesc, și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cu cernice, Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, slăviților, întot lăudaților apostoli, a Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra s-a înviat din morți, sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în corturile Ți-ai așeze, în sânul lui Avram să-i odihnească, cu drepții să-i nume, amin, și pe noi să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi care s-au pomenit, împreună cu tot neamul lor ce l-a dormit, lepă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și lepă lor veșnică pomenire.
fie pomenirea lor. Transmitem dragostea, binecuvântarea și bucuria învierii din partea înaltei a Sfințitului Părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Este firesc ca sărbătorile bisericii să fie și sărbătorile comunității și, după cum vedeți, sărbătorile comunității sunt și sărbătorile a bisericii. Vă dorim ca să înțelegeți că tot ceea ce avem noi astăzi se datorează jertfei înaintașilor noștri. Și vă rugăm să înțelegeți că jertfa noastră de astăzi este temelia învierii neamului și, de asemenea, să cinstim cu toții semnificația duhovnicească a acestei sărbători de 9 mai, în care sărbătorim realizări istorice care ne duc pe un drum al înălțării noastre și încadrării noastre într-o simfonie generală a României noastre, dragi. Dumnezeu să binecuvinteze romanul pe romașcan și să aducă în mintea lor frumusețea acestor sărbători. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ai cuvântul lor Sfitorul Comandului Garnizoanei Roma, domnul Colonel Ciurian, de fiind cu el. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorată asistență, dragi camarazi, sărbătorim astăzi trei evenimente marcante din istoria României. Proclamarea independenței de stat a României, ziua victoriei Națiunilor Unite, cel de-al doilea război mondial și ziua Uniunii Europene. Dacă nu ne-am reamintit trecutul, dacă i-am părăsit în uitare pe cei care prin jertfa lor au așezat temeliile dăinuirii noastre, ar fi cu neputință să deslușim sensurile prezentului și să ne proiectăm viitorul. 9 mai 1877, ziua proclamării independenței de stat, a reprezentat mai mult decât o stare politică. A însemnat realizarea unui deziderat obținut prin luptă, jertfă și onoare. Nu putem trece, însă, peste ceea ce a semnat pentru România victoria coaliției antihitleriste. O victorie de necontestat. Dar, fără îndoială, nu este singurul rezultat al celor 6 ani de război. Situația României după război ilustrează sugestiv tragedia întregii Europe democratice, care, scăpată de amenințarea nazismului, cu prețul unui carnaj de proporții, s-a văzut constrânsă să accepte supradimensionarea comunismului. În această zi de sărbătoare, rememorăm glorioasele fapte de arme și sacrificii ale înaintașilor noștri care au dat suprema jertfă pentru apărarea ființei neamului și a pământului românesc. Sărbătorim astăzi și Ziua Europei, cunoscută și sub denumirea de Ziua Schuman, zi în care celebrul ministru francez aduce un omagiu prin declarația sa Uniunii formate din 27 de țări, pentru care libertatea, statul de drept și respectul față de diversitatea cetățenilor săi sunt valori fundamentale. Aniversăm acest eveniment într-un moment în care procesul de modernizare a instituției militare demonstrează că ne aflăm pe drumul ascendent, singurul în măsură să asigure ridicarea capacității operaționale și de ripostă adecvată noilor tipuri de conflicte și provocări, răspunzând menirii de apărare a țării și forța de stabilitate în structurile de securitate europene și euroatlantice. Aderarea României în structurile euroatlantice întruchipează viziunea asupra viitorului țării și marchează pași importanți spre realizarea obiectivului pe termen lung al alianței. Europa liberă, unită, sigură, în condiții de pace, democrație și împărtășirea unor valori comune. Vă propun un moment de reculegere în memoria celor doi camarazi
căzut la datorie în data de 7 mai 2016, respectiv sublocotenentul postmortem Dumitrescu Marian Julian și sublocotenentul postmortem Vizilian Gheorghe Adrian Ion și pentru toți eroii neamului românesc căzuți la datorie. Vă mulțumesc! Are cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, domnul Dan Manoliu. Victoria din 1945 a Națiunilor Unite desăvârșește eliminarea acestui flagel nociv, fascismul, lucruri care nu trebuie să se mai întâmple vreodată, care au adus sute de mii de morți, suferințe care nici până astăzi n-au trecut. Și dacă vorbim de 9 mai 1950, ziua Europei, vorbim de cel mai mare proiect a contemporaneității, de Uniunea Europeană, de o Europa unită, pe principiul solidarității, pe principiul împărtășirii principii proiectelor și principiilor, a egalității de șanse, a dezvoltării întregii Europe, iar România este parte a acestei uniuni, nu numai geografic, nu numai administrativ, ci și politic și economic. Așadar, 9 mai a fost, este și va fi o zi deosebită pentru România și România. Să o cinstim cu toții, să nu uităm, să privim cu pioșenie spre martiri, spre eroii neamului, să trăim frumos și în adevăr în prezent și să avem viziune și cu speranță în viitor. Dumnezeu să binecuvinteze romanul și pe romașcani într-o Românie frumoasă, independentă și liberă, într-o Uniune Europeană desăvârșită și prin participarea României noastre. Tuturor sănătate, bucurie și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doamne ajută și Hristos a înviat!
să rămâne corane de frate în partea care am înțeles de rămâne.
Gracias.